Așteptate cozi uriașe la punctele de trecere a frontierei cu ocazia sărbătorilor. Poliția de frontieră recomandă șoferilor care plănuiesc să tranziteze frontierele țării să utilizeze toate vămile disponibile pentru evitarea supraaglomerării celor mai tranzitate. Mii de vame își desfășoară la nivel național activități de supraveghere și control la frontiera de stat. Mai multe detalii primim acum în direct de la Raluca Stan, purtător de cuvânt al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu. Bună dimineața, vă mulțumim foarte mult! Bună dimineața! Ce se întâmplă în aceste momente la punctele de trecere ale frontierei și cum vă aștepta să fie situația pe parcursul acestei zile? Vorbim aici despre punctul de trecere a frontierei Giurgiu, unde la momentul actual nu înregistrăm timpii ridicați de așteptare, se circulă în condiții normale, însă în cazul în care se vor crea aglomerări, noi suntem pregătiți pentru a reduce timpii de așteptare și să asigurăm un control operativ. Vorbim aici de suplimentarea arterelor de control și suplimentarea numărului polițiștilor de frontieră care își vor desfășura activitatea la controlul documentelor. Așadar, aveți pregătite efective pentru Suntem pregătiți. Da. Înțelegem că a fost destul de aglomerat în aceste zile pentru faptul că mulți români au ales să petreacă sărbătorile în țări precum Bulgaria, Turcia sau Grecia. A fost aglomerat și ieri, am înregistrat valori ușor ridicate, însă spre finalul zilei situația s-a reglat. Și vă așteptați ca și astăzi să întâmpinați aceeași problemă? N-aș ști să vă spun, însă în cazul în care se întâmplă, noi suntem pregătiți pentru a face față situației. Ce recomandări aveți pentru cei care se pregătesc să intre în țară sau să iasă? Iată. În primul rând, să utilizeze aplicația Traffic Online, unde cetățenii pot vedea timpii de așteptare în timp real și să utilizeze celelalte puncte de trecere deschise în regim internațional, la granița cu Bulgaria. Această aplicație arată pentru toate punctele de frontieră care sunt timpii de așteptare? Da, da. Deci la nivel de țară, pentru toată țara. La nivel național. La nivel național. O aplicație foarte utilă. Iată, spuneați Traffic Online.